Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne în ambianța deosebită a Muzeului de Artă din Roman, unde organizatorii au realizat cea de-a 16-a activitate culturală din acest an. Este vorba de un vernisaj deosebit al pictorului romașcan Mihai Olteanu, care este oaspetele emisiunii noastre de azi. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24, domnule Mihai Olteanu. Bine v-am găsit. Aș vrea să vorbim romașcanilor care vă cunosc doar din opera dumneavoastră. Este drept că de 26 de ani ați mai expus la Muzeul din Roman decât cu prilejul expozițiilor anuale, dar astăzi sunteți prezent cu numai puțin de 151 de creații. De fapt, erau mai multe, dar nu am mai încăput. Da. Vorbiți-mi un pic despre Mihai Olteanu. Mihai Olteanu este absolvent al Liceului de Artă. Bacău. Vă rugăm să vă prezentați. Păi, mare lucru nu este de spus despre istorie. Vorbim mai mult despre prezent. Absolvent al Liceului de Artă, da, este adevărat. Pentru mine, liceul ăsta a însemnat mai mult decât două, trei facultăți. La nivelul la care se face, din păcate, la ora actuală. Și nu numai acum, de fapt, nici înainte. Din punctul meu de vedere, nu a reprezentat neapărat o necesitate. Dacă vrei să continui drumul în artă, nu cred că avem nevoie nici de diplome, nu avem nevoie nici de lupte interne între artiști. Consider că o formă de autodidacticism poate să rezolve problema asta și cred că este chiar benefică, poți scăpa de o anumită impunere a unor profesori, să-ți găsești singur drumul, calea, modul care te reprezintă cel mai bine, să faci singur alegerile, chiar dacă uneori înseamnă poate mai multă muncă, este adevărat, dar rezultatul cred eu că este pe măsură și nu poți fi acuzat nici de plagiat, nu poți fi acuzat nici că reprezinți nu știu, un anumit profesor, o anumită tendință, eu cred că este calea cea mai ușoară pentru a te descoperi pe tine însuți. Normal că, începând încă din perioada liceului, am fost învățat cu expunerile. Prima expunere a fost chiar în timpul liceului, împreună cu profesorul de aici, din Roma, cu domnul Andreescu. A fost o expoziție Andreescu și elevii. Din păcate, am fost singurul elev prezent aici. După care au urmat câteva expoziții personale aici și una, un duet cu Dan Stoica, undeva în 88, sper că nu face feste memoria, dar după un mic incident despre care nu prea vreau să vorbesc, din 89, când expoziția s-a terminat înaintea termenului, dar a fost și un avantaj ăsta, a fost prezentată publicului din Piatra Neamț, unde a fost primită la fel de bine, cel puțin. După 89, să zicem așa, ca să nu cădem în alți termeni, singura manifestare expozițională, mă refer la expoziții personale, a fost la seminarul Francescan, cu ocazia unor evenimente de acolo, când au fost prezente foarte multe delegații din străinătate. Iar ca participări de grup, normal, am fost prezent întotdeauna, indiferent care a fost ocupația mea, indiferent ce am făcut, lucru, bineînțeles, că nu l-am lăsat. Aș vrea să ne întoarcem la maestrii dumneavoastră din timpul liceului petrecut. Profesorii dumneavoastră sunt urmași al unei școli de artă deosebite în pictura românească. Ne referim la profesorii dumneavoastră care au fost elevii lui Corneliu Baba și lui alți profesori, da, foarte da. Mari. Da, este adevărat. Artei plastice românești. Este adevărat.
Din păcate, toți profesorii mei nu mai sunt printre noi la ora actuală, oricum le mulțumesc acolo unde sunt, pentru că, într-adevăr, au avut un rol decisiv în formarea mea. Au fost niște oameni foarte exigenți, dar nici noi nu ne-am lăsat mai prejos. De exemplu, Velea a fost elevul Corneliu Baba, unul din preferații maestrului Baba. Pinca a fost iarăși profesorul Romulus Ladea. Este prezent și în parcul nostru din Roman cu câteva busturi. Iar profesoara mea de decorațiuni a fost eleva lui Ciucurencu. Deci numai nume mare în spate. Și sper să nu-i fac de rușine. Este normal. De făcut de rușine nu-i faceți, însă iată că este o epocă în care dumneavoastră nu vorbeați despre ceea ce înseamnă diplomele în viața omului, pentru că știm că acestea uneori s-au obținut după 89, așa cum s-au obținut, dar acestea vă dădeau dreptul totuși de a accede în Uniunea Artiștilor Plastici, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră este artă plastică, autentică. Ea însă trebuie dublată vrând nevrând și de prezența în aceste uniuni de creație, care, dincolo de rolul acesta, ar trebui să vă asigure și o bătrânețe liniștită, pentru că, nefiind membru al Uniunii de Creație, nu veți putea beneficia nici de o pensie. Nu, din punctul ăsta de vedere avem păreri absolut diferite. Nu sunt adeptul încadrării, în uniuni. Sub nicio formă nu sunt adeptul diplomelor, pentru mine nu înseamnă absolut nimic. Arta pentru mine nu înseamnă nici lupte, nu înseamnă nici dreptul de a participa la o expoziție colectivă, este mult prea puțin pentru ceea ce pot eu să fac, eu așa consider. Nu condamn pe nimeni, fiecare are dreptul să aleagă. Uniunea Artiștilor Plastici poate să primească pe cine vrea, când vrea și ce vrea. Nu mai este cazul meu. Eu chiar am încercat cândva să depun dosarul, după care m-am răzgândit și l-am retras. Nu ar fi fost asta o problemă să pot fi primit în rândul lor. Cred că activitatea mea putea fi apreciată de toată lumea și nu cred că ar fi fost asta un impediment. Dacă n-am făcut-o, înseamnă că într-adevăr este convingerea mea. Pentru că chiar nu văd de ce ar fi trebuit să, eu știu, din interior, luptele interne care se dau acolo, din păcate, Uniunea Artiștilor Plastici cândva reprezenta și un ajutor pentru artiști. La ora actuală este, din păcate, mult, mult prea puțin, cu manifestări foarte mici și nu cred că mă reprezintă. Părerea mea este că un artist, dacă vrea să fie independent, ar trebui să o facă, bineînțeles, dacă este dublată opțiunea asta de o capacitate de a munci foarte mult, pentru că o lucrare, două, pe care le prezinți la o anuală, nu cred că înseamnă că ai o viață artistică. Din documentarea pe care am văzut-o, am constatat faptul că una dintre cele mai apreciate expoziții personale a dumneavoastră a avut loc, spre surprinderea tuturor, pe simezele cazinoului din Sinaia, dacă reținem. La galeriile regale de la Sinaia, da. Vorbiți-mi un pic despre acea expoziție care, de altfel, v-a adus în prim planul artei plastice românești post-decembriste. A fost gândire cu premeditare, ca să spun așa, în momentul în care am considerat că am reușit să adun destule lucrări care să poată fi prezentate publicului, am profitat de oportunitatea care mi s-a oferit, de invitația celor de la galeriile regale din Sinaia, și am considerat că este un punct foarte bun pentru vizibilitatea lucrărilor. Într-adevăr, efortul a fost foarte mare și acolo am prezentat puțin peste 130 de lucrări. Am reușit să fac o expunere în toate sălile disponibile
Și se pare că, și nu se pare, sigur, expoziția chiar a fost primită foarte bine, ecourile ei încă nu s-au stins, încă mai primesc mesaje. În ce an se întâmplă acest A fost exact anul trecut, din luna noiembrie, și s-a terminat pe 5 ianuarie anul acesta. Haideți să ne întoarcem la creațiile dumneavoastră și să vorbiți un pic despre această evoluție în timp a modului dumneavoastră de a picta și despre, în particular despre lucrările dumneavoastră din expoziția din personala de la Muzeul de Artă din Roma în ediția octombrie 2016. În general este un subiect pe care nu-l dezvolt foarte mult. Nu prea îmi place să vorbesc despre lucrările mele. Dar este normal că fiecare artist are de-a lungul vieții mai multe perioade prin care trece, sunt perioade de căutare, sunt perioade în care acumulez, sunt perioade în care lucrez doar cu capul, nu neapărat cu pensula, sunt chiar foarte multe perioade în care doar schițez, doar încerc să-ți clarifici lucrurile și abia după care vine transpunerea efectivă a lucrărilor pe care le-ai gândit și pe pânză. Normal că se văd schimbări, urmărind parcursul, un ochi avizat poate să realizeze trecerile, căutările astea. Eu și abordez cam toate temele în ceea ce privește uleiurile. La tehnica asta mă refer acum. De la portrete, peisaje, flori, compoziții, abordez cam tot ce se poate aborda în pictură. Pe lângă asta, eu bineînțeles că mă lucrez și în alte tehnici. Lucrez grafică până la sculptură. Exceptând modelajul în sticlă, am făcut cam toate tehnicile. Între timp am descoperit și o tehnică nouă, un fel de gravură pe hârtie foto, o tehnică personală care reușește să transmită foarte mult. Poate o să expun cândva doar alte tehnici în afara lucrărilor în ulei. În ulei, normal, am descoperit între timp tehnica cuțitului. Este o tehnică care mi este foarte dragă și consider că reușește să transpună foarte bine ceea ce simt în fața subiectului. Bineînțeles că folosesc cu moderație în funcție de temă, în funcție de dimensiunea lucrărilor, pentru că și asta contează foarte mult. Zic eu că, îmbinând toate tehnicile astea, vorbim profesional de data asta, reușești să ajungi să transmiți oamenilor, privitorilor, ceea ce ai vrut să faci pe pânza respectivă. Vernisajul expoziției dumneavoastră s-a mai constituit și într-o altfel de premieră. Vorbim de faptul că, de regulă, vernisajul unor expoziții la Roman țin undeva la peste o oră. La dumneavoastră am cronometrat exact 12 minute vernisaj, pentru că nici dumneavoastră, nici profesorul Claudiu Andone nu sunteți prea vorbăreți, a fost vorba despre o lansare fulger. Mie mi se pare normal, cred că am și depășit cu 2 minute ceea ce prevedeam noi. Nu suntem adeptul nici eu, nici Claudiu, a unor vorbării. Mi se pare absolut normal ca în momentul în care prezinți ceva să nu plictisești auditoriu cu conversații inutile, cu trimiteri pe câmpii, nici cu ascunderi pe după copaci. Mi se pare logic ca totul să fie punctat, clar, niște discuții foarte scurte, pentru că până la urma urmei vernisajul reprezintă doar o atenționare. Publicul își face critica și este măria sa până la urma urmelor. Nu cred că trebuie să fim influențați de cineva, să vedem ce vede el.
mi se pare ciudat. Cu toate acestea, profesorul Claudiu Antoni vorbea de faptul că sunteți un demn urmaș al unui Lucian sau al unui Andreescu și vorbea de asemenea despre influențele barbizoniene în opera dumneavoastră. Este știut că Barbizonul este o mică localitate lângă Paris, unde în secolul, în a doua jumătate a secolului XIX, se adunau artiștii boema pariziană a artelor plastice și că aceștia l-au înfiat pe marele nostru pictor, dacă nu mă înșel, Andreescu. Nu? Și Grigorescu. Și Grigorescu. Grigorescu. Mar titanii picturii românești. Da, era un curent categoric care a influențat foarte mult evoluția artelor plastice. Este logic ca la fiecare artist să vezi o anumită influență sau mai multe influențe. Cred că asta a și vrut să puncteze Claudiu Andone pentru a dirija un pic ochiul vizitatorului pentru a-i face o trimitere la niște repere. În rest, fiecare normal că vede poate un alt artist pe care n-a fost specificat, poate vede o altă tendință, o altă influență. Era vorba de o descriere generală, de un anumit mod de a compune cromatic sau pur și simplu de a vedea compozițiile. Referitor la cromatica tablourilor dumneavoastră, ea diferă de la o sală la alta. Mă interesează dacă dumneavoastră le-ați aranjat în expoziție, pentru care a spus că a presupus un efort fizic deosebit din partea dumneavoastră. O anumită cromatică sunt cele din prima sală, distinct diferențiate ca și culori, și celelalte mergând spre portretele cu o, mai ales cele realizate, portretele de familie ale fiicei dumneavoastră sunt superbe, superbe. Nu este fica mea, este o confuzie, nu, este fetița unor prieteni foarte buni. De altfel, un fel de elevă. Da. Da. Aranjarea în sine este într-adevăr destul de pretențioasă. Mai ales că aici este vorba de dimensiuni foarte multe, este vorba de teme foarte multe, este vorba de modul în care sunt prezentate lucrările cu sau fără ramă. Multe din pânzele mai recente sunt prezentate doar cu marginile pictate. Cred eu că este foarte greu să reușești să le înșiruiești, mai ales având în vedere că numărul este mare. Fizic, numai a mutat dintr-un loc în altul, este într-adevăr un efort. După care, logic, am urmărit ca expunerea să fie echilibrată, să nu creăm disensiuni pe pereți, că există și pericolul ăsta. Și din cauza asta am urmărit cromatica și un pic și etapele din creație. Este vorba de mai multe zone de lucru, începând cu taberele de pictură, cu lucrările din taberele de pictură, urmând cu cele din ultimii ani. Majoritatea celor din ultimii ani însemnând ultimii 3 ani, de altfel. O parte din ele oricum au fost prezentate și la galeriile din Sinaia, dar au apărut foarte multe noutăți, bineînțeles. Făcea la un moment dat referire profesorul Claudiu Antoni despre faptul că pictorul însuși la un moment dat se sperie de ceea ce iese de sub penelul său și are o altă atitudine față de creația sa. La ce anume făcea referire? Este și nu este adevărat din punctul meu de vedere. Eu nu sunt atât de sperios. În momentul în care te apuci de ceva, nu cred că trebuie să plecăm cu frică, nu sunt genul bătăios și atunci dacă ceva mă sperie atât de tare, se taie lucrarea și s-a rezolvat. Nu este nicio problemă, se reia. Sunteți atât de exigent? Da, da. Sunt foarte exigent. Multe din lucrările mele, sub ele se găsesc alte 2-3 lucrări chiar. De ce nu? Nu. O lucrare
Uneori consider că este neterminată. Aveam prost obicei nici măcar să nu le semnez până nu consideram că sunt terminate și m-am trezit la un moment dat că aveam undeva la 50 de lucrări nesemnate. Asta însemnând clar că încă nu erau terminate. Cu speriatul e un pic mai greu la mine, nu mă sperii. De obicei alternez subiectele și atunci fac reveniri și reușim să rezolvăm orice zonă. M-aș întoarce la o altă afirmație a profesorului Claudiu Andoni referitoare la tehnica portretului la dumneavoastră, care depășește, așa cum spunea domnia sa, faza aceea de fotografie care scoate în relief carnația personajului și vă duceți spre altă zonă, vă concentrați stilul și realizarea modului unui tablou, unui portret cu totul altfel. La ce făcea referire specialistul? Este vorba de expresivitate. Un portret care nu transmite, mie mi se pare că este o lucrare moartă. Portretul este o temă foarte grea. Presupune mult studiu în spate, multă observație și chiar analiză. Analiză până la psihologic. Nu este ușor să redai trăsăturile acelei personaj, acelei persoane care se află în fața ta. De cele mai multe ori este și logic, se găsește și o parte din tine în lucrarea respectivă. Pentru asta nu ai nevoie să urmărești un tip fotografic personajul respectiv. Problemele pe care ți le pune pictura sunt cu totul altele decât cele care sunt puse de către un fotograf. Și mijloacele de exprimare o să conteze foarte mult. Atunci apar diferite tehnici. Că este normal, avem de-a face cu personaje diferite. Nu poți să tratezi portretul unui copil ca unui adolescente sau ca unui bătrân sau ca unui autoportret, deși nu am prezentat aici niciunul. Logic, sunt teme diferite și atunci abordarea normal că este unitară când este vorba de tema asta, de portret. Dar problemele astea se regăsesc la fiecare temă în parte, poate cu alte accente, este adevărat, dar niciodată noi nu urmărim să reproducem natura. Suntem influențați de ea, ne domină câteodată, rămâne să o stăpânim. Mijloacele noastre sunt clare. Cât se poate trăi din artă, din pictură, pentru că dumneavoastră ați transformat-o într-o meserie, sau altfel spus, cât de vândute sunt lucrările lui Mihai Olteanu, ținând cont de faptul că tablourile dumneavoastră se găsesc, mai ales în colecții particulare, pe toate meridianele globului. Este adevărat, este o muncă fantastică în spate pentru a te face cunoscut, pentru a face lucrările tale văzute. Exceptând mijloacele clasice de acum, expunerea în personale, expunerea în expoziții de grup, lucru în tabere, nu este îndeajuns. Să trăim într-o perioadă care este dominată de internet. Mie mi se pare o foarte mare oportunitate și, din păcate, nu toți artiștii realizează asta. Eu zic că am profitat din plin de prezența mea în spațiu online și în felul ăsta lucrările au putut fi văzute de oameni de pe toate meridianele, logic. Întotdeauna există o vorbă la noi, fiecare lucrare își are clientul ei, mai degrabă sau mai târziu. Nu asta ar fi o problemă. Eu, într-adevăr, în ultima vreme mi-am dedicat-o exclusiv picturii, încerc să trăiesc din ea, nimeni nu se îmbogățește din pictura asta, este clar, vă spun din proprie experiență, dar atât timp cât poți să supraviețuiești, cât timp îți asigură materialele necesare pentru următoarele lucrări, eu mă consider mulțumit. Nu este însă o meserie extrem de facilă și mai ales accesibilă oricui. Materialele pentru pictură sunt deosebit de scumpe, mă refer la cele de calitate. Categorie. Și cele fără calitate, tot scumpe sunt. Nu sunt românii mult prea săraci
să-și poată permite să, de exemplu, la expoziția aceasta de la Roman, sperați să vindeți bine? Nu mi-am propus asta. Normal, pictura este scumpă, dar depinde la ce raportăm. Să ne gândim că o lucrare de pictură nu este o hrană pe care o consumi în câteva ore și banul s-a dus. Nu. O lucrare de pictură poate fi lăsată moștenire, o considerăm o investiție. Este vorba de o lucrare care să te și reprezinte. Nimeni nu își ia acasă doar pentru a decora un perete, ci o ia pentru faptul că se regăsește, că acea lucrare îi transmite ceva, poate o amintire, poate un mod de a vedea. Și de ce să nu recunoaștem, pictura n-a fost niciodată la îndemână oricui. Întotdeauna pictura a fost achiziționată de către oameni cu anumite posibilități materiale. Avantajul unor oameni sigur care dispun material. Sigur că da. Nu te poți adresa unui om care are grija zilei de mâine, vorbim de viața de zi cu zi. Este clar, din păcate. Dar, apropo de mediul online, măcar să o poată vedea, o poate face. Poate unii nu-și permit nici măcar să categorica viziteze muzeii. De asemenea, România a rămas foarte mult în urmă și în ceea ce privește organizarea acestor licitații profesioniste ale unor opere de artă. Deci, cum se valorifică la noi operele de la maieștri, știm, prin aceste case de vânzări. Aceleași case licitații prezintă și pictori contemporani. Din păcate, zona asta este doar în București, în restul țării mai puțin prezente casele de licitații. Suntem în ultimele minute ale emisiunii noastre. M-ar interesa o clasificare a tablourilor, a celor 151 de lucrări expuse aici. Câte sunt portrete, câte peisaje, toate, în schimb, sunt în tehnica din ulei, am înțeles. Numai da, ulei da, aveți toate, aici. Toate sunt în ulei. Chiar nu am făcut statistic pe teme numărul lor și nu cred că mă interesează nici măcar pe mine. Nu mă interesează preponderența unui anumit subiect sau nu. Nu, tematic ce preferați? Portretul, nu, peisajul? Nu, toate sunt temele mele preferate. Absolut toate și chiar și cele care încă nu se văd. Mă refer la compoziții de mai mare amploare la care se lucrează în continuare, se lucrează de mult timp, tot se fac schițe, se fac lucrări intermediare, studii și eu zic că pe viitor vor fi prezente și lucrări de genul ăsta, vorbesc de lucrări de mai mare anvergură și ca dimensiune și ca mod de abordare. Se mai schimbă tematicile, unele sunt încă în faza de incubator, dar dacă și sigur o să reușesc să le prezint, sper și în roman, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și sper să vă mai avem invitat și cu altă ocazie. Stimați telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru interesul cu care ne-ați urmărit și rămâneți pe Roman 24. O zi bună!